Anul acesta vom sărbători 100 de ani de când România a reușit să realizeze Marea Unire. Iar Marea Unire este, de fapt, un eveniment care încheie un proces ce a început cu ziua de 24 ianuarie 1859. Ceea ce vreau să vă spun, înainte de a îngheța, este că acest eveniment a fost realizat de către tinerii români de la mijlocul secolului al XIX-lea, care la momentul respectiv au reușit să convingă reprezentanții Franței la Congresul de Pace de la Paris să pună în discuție problema unirii Moldovei cu țara românească. La momentul acela nimeni nu înțelegea cum ar fi putut să se întâmple lucrul acesta, iar această îndoială s-a observat în momentul în care Imperiul Otoman și Austria au spus că oricum românii nu doresc unire, de ce să realizăm lucrul acesta? Însă tinerii au mers mai departe, nu au renunțat, s-au întors în țară și au făcut tot posibilul ca atunci când s-au organizat adunările ad hoc în 1857, românii să arate marilor puteri că doresc unirea. Însă marile puteri s-au întâlnit din nou la Paris în 1858 și nici atunci nu au decis realizarea unirii de pline. Românii nu au renunțat, iar în anul următor, în ianuarie, au hotărât să aleagă un singur domnitor pe Alexandru Ioan Cuza și astfel au realizat unirea. Acest lucru sărbătorim noi astăzi și vreau să înțelegem că acest eveniment începe, de fapt, tot procesul istoric care încheie Marea Unire din 1918. Deci, anul acesta sărbătorim acești 100 de ani și acesta este primul eveniment, cel mai important, pe care îl sărbătorim noi. O să jucăm Hora Unirii ca să ne încălzim mai bine. Bine ați revenit la Colegiul Național Bota, la ediția a doua a Simpozionului Internațional Unirea Principatelor Române. Am plăcerea să vi-l prezint pe un prieten de-al nostru, pe domnul profesor universitar Octavian Țâcu, care este alături de noi în permanență. Și înainte de a-i da cuvântul domnului profesor universitar, o invit pe Mădălina Sandu să vă prezinte câteva momente despre Unirea Principatelor Române. Mulțumesc! Unirea Principatelor Române. Unirea Țării Românești cu Moldova, înfăptuit de la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne și a formării națiunii române. Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei țări române, Moldova, Transilvania, țara românească. Statul național român s-a format treptat.
începând cu unirea din 1859 și încheiindu-se în 1918. Principalele române după Revoluție. După înăbușele Revoluției din 1848, reacțiunea internă și forțele intervenționiste din exterior au luat măsuri de reorganizare a regimului regulamentar restaurat. În 1849 se încheie Convenția de la Balta-Liman între Turcia, puterea suverană, și Rusia, puterea protectoare, care justifică prezența trupelor celor două state principale pentru a reprima orice mișcare de insurecționare. Potrivit Convenției de la Balta-Liman, s-au numit în ambele principate alți domni pe timp de 7 ani, Grigore Alexandru Ghica în Moldova și Barbu Știrbei în Muntenia. În acești ani s-au făcut anumite îmbunătățiri în administrația principală, mai ales în Moldova, unde domnitorul ducea o politică cu tendințe liberale. Anii imediat următor Revoluției se caracterizează prin rolul crescând al burgheziei, care cucerește poziții noi în viața economică și politică. Are loc o dezvoltare a producției și a schimbului de mărfuri, lărgirea transporturilor rutiere și a navigației, intensificarea legăturilor economice între diferite regiuni. Aceasta a avut ca urmare atenuarea particularităților locale, extinderea schimburilor comerciale dintre principatele române, care se transformă treptat într-o unitate economică. Piețele locale, provinciale, s-au contopit astfel într-o piață unică. O etapă importantă a reprezentat-o desființarea fămii dintre Moldova și țara românească. Unirea principatelor române, o necesitate. Datorită împrejurărilor interne și externe nefavorabile, poporul român a trăit timp de secole în unități statale și provincii distincte, fiecare cu o viață politică proprie. Nici diviziunea statală, nici stăpânirile străine n-au putut împiedica dezvoltarea unitară și continuitatea poporului român pe teritoriul pe care s-a format. El și-a păstrat nealterate limba și forturile, tradițiile, obiceiurile, ființa națională. Conștiința comunității de origine și limbă a fost prezentă permanent la români, de o parte și de alta a Carpaților. Ideea originii romanice a moldovenilor, muntenilor și transilvanenilor, a conștiinței unității teritoriale și a comunității poporului român, a fost puternic exprimată de cronicarii și cărturarii secolelor 17-18. O caracteristică a dezvoltării țărilor române a constituit-o permanența legăturilor economice, politice, culturale între cele trei țări române. Voința de unire a fost exprimată clar și puternic în timpul Revoluției din 1848. După Revoluția din 1848, unirea a devenit problema centrală, dominantă, a vieții politice românești, punând în mișcare cele mai largi mase ale poporului. Forțele unioniste, lupta pentru unire. Unirea era o cauză a întregului popor, dar în acord cu interesele lor de clasă, forțele sociale românești au înțeles în mod diferit conținutul și caracterul unirii. Ele legau de înfăptuirea unirii și împlinirea aspirațiilor lor sociale. Țăranii urmăreau, în primul rând, ca prin unire să scape de clacă și să obțină pământ, iar păturile orășenești considerau că prin unire se va realiza cadrul politic favorabil unor largi libertăți democratice. Burghezia, prin ascensiune, socotea că printr-un stat unitar se vor crea condiții prielnice pentru prosperitatea ei economică și pentru obținerea unei poziții preponderente în viața politică a țării. O mare parte din boierime, cu interese apropiate de cele ale burgheziei, s-au alăturat puternicilor forțe naționale unioniste. Unii din mari boieri, de teamă că unirea ar pune în primejdie privilegiile lor de clasă, s-au ocupat în partida antiunionistă. Generația care a înfăptuit marele ideal al unirii din 1859 și care înfăptuise Revoluția de la 1848, avea în frunte patrioți ca Mihail Cugălnicianu, Vasile Alexandrii, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Constantin Roseti, frații Ion și Dumitru Brătianu și alții. Cărturași și oameni politici de seamă, animați de idei înaintate, au dus o contribuție prețioasă la progresul general al țării. Fruntrașii revoluționari din 1848 au întreprins o amplă acțiune de propagandă în favoarea unirii, atât în țară cât și în străinătate. Răspândiți în diverse centre europene, Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol, patrioții au desfășurat o laborioasă activitate pentru a crea un puternic curent de opinie în sprijinul cauzei românești. Unirea principatelor române, o problemă europeană. În vara anului 1853,
numește Războiul Crimeei, început de Rusia împotriva Imperiului Otoman, eveniment care duce în prim plan politic internațional chestiunea orientală, inclusiv situația principatelor dunărene. Unirea acestora fiind una din problemele importante ale Congresului de Pace de la Paris din 1856. Reprezentanții statelor participate la Congres au luat atitudini diferite față de viitorul regim al principatelor române. În sprijinul Unirii s-au pronunțat Franța, Rusia, Sardinia și Prusia. O împotrivire netă au manifestat Turcia și Austria. Favorabilă Unirii, în timpul lucrărilor Congresului, Anglia va reveni ulterior la poziția sa tradițională de sprijinitoare a Imperiului Otoman. Adoptarea pozițiilor față de problema principatelor era determinată de anumite interese statale. Franța lui Napoleon al III-lea voia să-și asigure în sud-estul Europei un debușeu economic și un pion al influenței sale politice. Rusia vedea în Unire un mijloc de a slăbi Imperiul Otoman. Sardinia și Prusia, susținând cauza românilor, predau indirect pentru unificarea Italiei și a Germaniei. Anglia era interesată în menținerea Imperiului Otoman ca forță opusă Rusiei. Turcia, puterea suzerană, se temea ca Moldova și Muntenia Unite își vor dobândi și independența politică, așa cum se va întâmpla după mai puțin de două decenii. Austria considera că statul național român ar duce la intensificarea luptei de eliberare a românilor din Transilvania, doritori să se alăture fraților de peste Carpați. Datorită pozițiilor divergente, Congresul din 1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii Principatelor. S-a creat însă posibilitatea ca poporul român să se pronunțe în privința viitorului său. Tratatul de pace prevedea ca populația Principatelor să fie consultată prin intermediul unor adunări ad hoc. Totodată s-a stabilit ca cele două țări rămâne sub suzeranitatea Turciei să intre sub garanția colectivă a puterilor semnatare ale tratatului de la Paris. Se înlătura astfel protectoratul unei singure țări. În timpul constituirii și consultării adunărilor ad hoc, fiecare din cele două principate urmau să fie conduse de un Kamaikam, numit de poartă. Congresul a hotărât ca sudul Basarabiei, județele Cahul, Ismail, Volga, să reintre în componența Moldovei. De asemenea, Congresul a stabilit unele măsuri economice și juridice. Se prevedea libertatea navigației pe Dunăre și neutralitatea Mării Negre. Se aproba crearea unei comisii europene a Dunării cu sediul la Galați. Pe temeiul cererilor exprimate în adunările ad hoc și al constatărilor făcute în principate de o comisie specială europeană de informare instituită de Congres, urma să se convoace la Paris o conferință a puterilor europene care să alcătuiască o altă legislație în locul regulamentului organic. Adunările ad hoc 1857, Convenția de la Paris 1858. Pregătirile și alegerile pentru adunări s-au desfășurat în condiții diferite în cele două țări. În țara românească, Kamaikamul Alexandru Chinca, fostul domn, a adoptat o poziție de înțelegere față de partida unionistă. În Moldova, Kamaikamul Nicolae Bocolide, agent al Turciei și al Austriei, a recurs la un adevărat regim de teroare pentru a zădărnici unirea. Astfel, au fost interzise gazetele favorabile Unirii și întrunirile politice, s-au făcut destituiri din funcții și arestări masive. S-au falsificat listele electorale și alegerile din iulie 1857. Comisia de informare de la București primea numeroase telegrame, memorii și apeluri. Turcia s-a văzut silită să anuleze alegerile falsificate. Noile alegeri au înregistrat o victorie covârșitoare a candidaților unioniști, care, cu două excepții, au fost aleși pretutindeni. Rezultate asemănătoare se obținuseră și în Muntenia. În adunările ad hoc au fost aleși toți fruntașii unioniști revoluționari în 1848. Mihail Cugălnicianu, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alexandri, Vasile Marinescu, Anastase Panu în Moldova, Rosetti, frații Ștefan și Nicolae Golescu, frații Ion și Dumitru Brătianu în Muntenia. Pentru prima dată, țărănimea aș trimitea aleșii săi într-o adunare reprezentativă a țării. Ioan Roată, Tănase Constantin, Gheorghe Lupescu, Mircea Mălieru și alții. Adunările ad hoc și-au început lucrările în septembrie 1857 la Iași și la București. Dezbaterile au prelejuit o manifestare puternică a coeziunii și a forței mișcării unioniste, o impresionantă demonstrație a voinței poporului român de a-și favori statul său național. Adunările ad hoc au adoptat în luna octombrie 1857 rezoluții asemănătoare care cereau cu hotărâre unirea principatelor într-un singur stat cu numele de România,
respectarea drepturilor, a autonomiei și a neutralității acestui stat și o adunare obștească care să reprezinte toate interesele nației. Chestiunea agrară a fost prezentă în discuțiile deputaților din ambele adunări. În jalba deputaților fălmași moldoveni, al cărei prim semnatar era Ion Roată din Ținutul Putnei, erau înfățișate în imagini zguduitoare starea țărănimii și temeiul revendicărilor sale. Se cerea ca Săteanul să fie pus în rândul oamenilor, să fie interzisă bătaia, să fie înlăturate boierescul și virul pe cap, iar satele să-și aibă dregători aleși chiar din sânul lor. Deputatul Tănase Constantin proclama în adunarea de la București dreptul netăgăduit al țărănimii de a lua parte la viitoarele adunări care vor face Constituția țării și legiurile din exterior. Întrucât reprezentanții boierimii și chiar unii exponenți ai burgheziei s-au opus ideile în proprietărire sub pretextul menținerii coeziunii mișcării unioniste sau au cerut amânarea discutării acesteia, nu s-a putut trece la adoptarea unei hotărâri în problema agrară. Aceasta a alcătuit un raport pe care l-a anulat conferinței reprezentanților celor 7 puteri care s-au întâlnit în mai 1858 la Paris. Convenția semnată la 7 august 1858, ca urmare a lucrărilor conferinței, prevedea ca cele două țări să se numească Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, fiecare având câte un domnitor, guvern și adunare legiuitoare proprie. Înființarea unei curți de casație comune pentru ambele principate, cu sediul la Focșani. Convenția mai cuprindea o serie de prevederi care corespundeau intereselor burgheziei, desființarea privilegiilor și a rangurilor boierești, deci egalitatea tuturor cetățenilor în fața legilor, responsabilitatea ministerială, etc. Se recomanda de asemenea o nouă reglementare prin lege a relațiilor dintre proprietari și țărani. Stipulațiile electorale trecute în anexa convenției stabileau modalitatea alegerii membrilor adunării elective pe baza unui cenz foarte ridicat. Act internațional, noua convenție era totodată și o legiuire fundamentală pentru principate, ceea ce, de fapt, însemna încetarea valabilității juridice a regulamentului organic. Convenția va rămâne în vigoare până în anul 1864. Deoarece puterile Europei nu îndepliniseră dorința fundamentală a românilor, exprimată prin adunările ad hoc, se impunea o acțiune internă a întregului popor care să realizeze unire și să pună Europa în fața unui fapt împlinit. Înfăptuirea Unirii prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești. Alegerile de deputați în adunările elective s-au desfășurat sub semnul unor înveșurate înfruntări între forțele Partide Naționale Unioniste și forțele reacționare potrivnice Unirii. Elementele antiunioniste erau avantajate de sistemul de vot impus prin convenție, care restrângea corpurile elective din cele două țări la câteva mii de alegători. În timp ce alegerile din Moldova au adus în adunarea electivă o majoritate a Partidei Naționale, în țara românească, reacțiunea a obținut majoritatea. În ziua de 5 ianuarie 1859, adunarea electivă de la Iași a ales ca domn al Moldovei pe candidatul Partidei Naționale, Alexandru Ioan Cuza. După alegerea din Moldova, privirile întregului popor român erau ațintite spre București. Adunarea electivă și-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859. Încă din prima zi, mii de oameni mobilizați de tineri unioniști se adunaseră în fața clădirii unde avea loc adunarea. Erau prezenți tăbăcari, măcelari, meseriași, negustori, țărani din statele județelor Ilfov și Dobița, elevi ai claselor superioare a învățământului de specialitate. Mulțimea manifesta vehement împotriva Partidei Reacționare, care susținea alegerea lui Gheorghe Bibescu. În această atmosferă, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie, deputații Partidei Naționale au convocat o ședință la Hotelul Concordia, unde au hotărât să propună adunării ca domn al Țării Românești, tot pe Alexandru Ioan Cuza. În dimineața zilei de 24 ianuarie, ora 11, reprezentanții Partidei Naționale au propus ținerea unei ședințe secrete pentru desemnarea candidatului. Propunerea făcută de Vasile Boierescu în persoana lui Alexandru Ioan Cuza a fost acceptată în unanimitate, deputații conservatori fiind nevoiți să cedeze voinței poporului. Trecându-se la vot, toate cele 64 de buletine purtau numele celui ales la 5 ianuarie în Moldova. Prin propriile forțe, poporul român realizase unirea și întemeiase statul său național. Unirea națiunea a făcut-o, avea să declare Mihail Bucălnicianu în 1862.
Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria patriei ca ziua renașterii naționale. Punând bazele României moderne, unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe drumul unității naționale, al cărei întregire de plină avea să se înfăptuiască în 1918. Consolidarea unirii. Imediat după 24 ianuarie 1859, principalul țel al politicii lui Cuza a fost obținerea recunoașterii de către puterile garante a dublei sale alegeri și desăvârșirea unității politice și administrative a tânărului stat național. În martie 1859, reprezentanții Franței, Rusiei, Sardiniei, Prusiei și Angliei au recunoscut oficial pe Cuza ca singurul domn al principatelor. Turcia și Austria și-au dat acordul abia în septembrie același an. După tratative anevoioase, în noiembrie 1861, Turcia a recunoscut unirea completă cu acordul puterilor garante, dar numai pe timpul domniei lui Cuza. Coordonate de Cuza, guvernele celor două principate vor acționa în mod unitar pentru consolidarea unirii, pentru aplicarea programului de reforme și crearea instituțiilor statale burgheze. Astfel, în timpul guvernelor înaintate, conduse de Mihail Cugălnicianu și Nicolae Colescu, s-au unificat sistemul vamal și administrația telegrafului, s-a interzis bătaia la sate și au luat ființă judecătoriile sătești, s-a înființat Universitatea din Iași și altele. Alexandru Ioan Cuza a dat o atenție deosebită unificării militare. Un prim pas în acest sens a fost concentrarea unităților într-o tabără militară unică la Florești, în primăvara și vara anului 1859. Armata unificată avea datoria să apere autonomia țării împotriva unei eventuale intervenții străine și să fie oricând pregătită pentru obținerea independenței naționale. În domeniul politicii externe se înregistrau succese importante, deși în stare de dependență față de Imperiul Otoman, Principatele Unite duceau tot mai mult o politică externă proprie. În anul 1860 se înființează prima agenție diplomatică română, la Paris, și se încheie Convenția Telegrafică cu Rusia, cea din tâi Convenție Internațională a Principatelor. După proclamația lui Cuza de 11 decembrie 1861, ambele adunări de deputați și-au încheiat lucrările pentru a se întâlni la 24 ianuarie 1862, într-o adunare națională la București, care devine capitala țării. Cele două guverne au demisionat pentru a se alcătui un guvern unic. Primul guvern al României era format din reprezentanți ai grupărilor conservatoare, umflute cu barbu catargiu. Reformele din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza au dus la crearea și dezvoltarea unor instituții statale, la modernizarea statului român, ale cărui temelii le-a pus unirea principatelor. Ele au contribuit la progresul general, social, economic și politic al țării. În noaptea de 10-11 februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza este scris să aplice și este expulzat din țara sa de monstruoasa coaliție. Se stinge din viață la 15 mai 1873 la Heidelberg. Îmi voi împărți în două părți, așa cum spuneam. Prima parte, pentru că anul centenarul este un an în care am dorit să vedem unirea altfel, să intrăm într-o reflecție mai profundă asupra felului cum s-a realizat acest proces, dincolo de stereotipurile și miturile care s-au format în legătură cu unirea. Și, desigur, pentru mine este un motiv în plus de a vă prezenta felul în care Basarabia a ajuns în cadrul României Mare la 27 martie 1918, pentru că Basarabia a fost prima care a făcut acest pas către România Mare și este prima care a realizat unirea cu România. Cea de-a doua parte va fi un film pe care, la fel ca și anul trecut am prezentat doar un fragment dintr-o istorie legată de românii noștri din Kazahstan. Astăzi vom avea un film integral, un film despre românii aflați la vreo 7.000 de kilometri de noi și care un film care a fost premiat în acest an cu premiul Emil Loteanu din Ministerul Culturii din Republica Moldova. Voi veți fi primii care veți vedea acest film în România într-o prezență publică, pentru că până acum a fost doar prezentat doar la TVR. Și pentru a scurta un pic această prezentare,
Voi răspunde la trei întrebări legate de Basarabia anului 1918. Prima întrebare, pentru că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți profesori de istorie sau într-un fel profunzi cunoscători a istoriei românilor. Prima întrebare este ce era Basarabia până la 1918. Anul 1812 în Basarabia erau după diferite estimări, pentru că nu avem o cifră exactă, un recensământ al populației. Deci la 1812 în Basarabia erau între 300 și 400 de mii de oameni. Cam 10 oameni la kilometru pătrat. În momentul în care Imperiul Rus a preluat acest teritoriu, l-a considerat un an zero și un teritoriu pustiu. Asta explică de ce, în timp de 100 de ani, conform recensământului imperial din 1897, în Basarabia era o populație de circa 2 milioane de oameni. Adică o creștere spectaculoasă. Dacă în 1812 românii alcătuiau între 86 și 92% din populație, alături de circa 20.000 de evrei și armeni și ucraineni care erau contabilizați, deci era o quasi majoritate românească, în anul 1897 în Basarabia erau circa 280.000 de ucraineni, 230.000 de evrei, 180.000 de ruși, deci cam 100.000 de germani și 60.000 de bulgari și găgăuzi. Deci vă dați seama că era un mozaic etnic foarte divers. Dincolo de asta, rușii au promis la început o formă de administrație locală. Și au respectat-o exact 16 ani. Până la 1828, când unicul administrator sau guvernator al Basarabiei, deci Sturza, a fost înlăturat și de la el pornește o linie neîntreruptă de guvernatori ruși sau vorbitori de limbă rusă, pentru că erau de diferite origini. Deci timp de practic 100 de ani, Basarabia a fost guvernată de oameni de alte etnie decât cea românească. Mai mult decât atât, de la 1834, în administrația Basarabiei a fost interzisă limba română și limba română nu s-a vorbit la nivel oficial până în anul 1917. Practic vorbim de un secol în care limba română a fost marginalizată. În ajunul Unirii în Chișinău sau în Basarabia nu exista nicio școală românească și nicio bibliotecă de carte românească. Dacă o să vă uitați pe statisticile care foarte sumare legate de prezența românilor în administrație, o să vedeți că ea era sub 10%. Un factor și mai îngrijorător pentru secolul de dominație țaristă era faptul că românii erau penultima cea mai analfabetă categorie etnică. Deci noi eram doar în fața romilor. Doar 12% din bărbați știau carte și 2% din femei știau carte, în rest erau analfabeți. Acest analfabetism, de foarte multe ori, în mod ironic, este considerat ca un colac de salvare a românismului. Și expresia celebră analfabetismul a salvat românismul în Basarabia se explică prin faptul că, datorită lipsei de acces la școli, nu am putut fi rusificați. Și marea masă a țărănimii basarabene a fost ancorată în ceea ce Blaga numea eternitatea care s-a născut la țară. Și folclorul, poeziile, doinele, lucrul ăsta, tradiția populară, a fost cea care a salvat identitatea românească. Un mare mit legat de Basarabia și de mica Unire, pentru că, dacă să o credem pe Mădălina de ce a spus acum, exact la ora asta, Cuza a fost ales la ora 11, 24 ianuarie 1859. Primul mit legat de Basarabia și Unirea este că Basarabia a fost în afara micii Unirii.
că la momentul unirii Basarabia nu era parte a României. Ceea ce nu este adevărat. Sudul Basarabiei, de la 1856 până la 1878, a fost parte a principatelor români. Sudul Basarabiei până aproape de Cahul. Există un caz foarte cunoscut al satului Borogani, în suburbia Comratului, așa. Deci satul Borogani din lângă Comrat a fost împărțit exact în jumate. Pe o linie de sat trecea Imperiul Țarist și pe o linie, pe cealaltă parte a satului, erau România. Un lucru care s-a reflectat și mentalul colectiv a satului. O parte a satului unde erau țariștii mai înapoiați și o parte în care era România, cât a fost 22 de ani România, oamenii sunt mai răsăriți, mai gospodari, mai așezați. Și este doar un exemplu al felului în care reformele lui Cuza au influențat această schimbare. Al doilea lucru important legat de Unire și Basarabia, mica Unire și Basarabia, este faptul că Unirea Românilor la 1859 i-a făcut curioși pe ruși față de români. Într-un fel de admirație și de curiozitate legată de cine sunt românii și cum au îndrăznit să realizeze această unire. Pentru că până la 1859, frontiera între Imperiul Rus și România era permisibilă. Circulația, deci nu exista o frontieră de fier, așa. Pentru ca unirea principatelor să-i sperie pe ruși, să introducă un regim de carantină la Prut, pentru că se temeau de extensiunea naționalismului românesc asupra Basarabiei. Și anul 1859 a fost un moment care a impulsionat mișcarea de renaștere națională. Probabil este prima mișcare de renaștere națională în Basarabia după 1812, în care boierimea moldovenească vorbea despre necesitatea unei uniri. Și vedea Basarabia și ea parte integrantă a României. Rapoartele guvernatorilor ruși foarte îngrijorați de această ascensiune a românismului, ne arată că ei aveau această frică de faptul că românismul se va extinde și asupra Basarabiei. Lucru care s-a și întâmplat. Mai mult decât atât, avem apariția primelor scrieri în limba română, primele cărți în limba română care vin din principate și care în mare parte au impulsionat această trezire a Basarabiei. A doua întrebare la care vreau să răspund este cum a reușit Basarabia să se unească cu România în condițiile pe care vi le-am descris. Această întrebare trebuie răspunsă în contextul primului război mondial. După Revoluția Rusă din 1905, în Basarabia a început al doua trezire națională în care studenți basarabeni formați în diferite centre imperiale ruse, două dintre care sunt importante de reținut. Este vorba de Dorpat, actualul oraș Tartu în Estonia, unde un grup de studenți basarabeni au făcut o pământenie. În fruntea lor era Ion Pelivan, un mare fruntaș basarabean, nașul românilor, cum era considerat el, și în jurul lui au creat o asociație culturală, unde printre mămăligă și discuții legate, de fapt, purtau discuții și cu intelectualii români de la București și de la Iași. Aveau în vedere renașterea spiritului și, de fapt, ei sunt cei care, în 1906, au făcut primul ziar de limbă română, Basarabia, la Chișinău. Sigur, au fost arestați toți, au făcut ani de luni de închisoare și la Dorpat și la Arhanghelsk, dar esențial este că de aici a pornit acel nucleu constitutiv al Panhalipa, Ion Pelivan și ceilalți care au constituit Mișcarea de Unitate Românească. Al doilea centru era la Kiev, unde Daniel Ciugureanu, viitorul prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, au creat o asociație de deșteptare și care a fost printre primele în condițiile anului 1917, care a format explicit ideea de unire. Pentru că după Revoluția Rusă din 1917, din februarie, în Basarabia s-a creat primul partid politic, Partidul Național Moldovenesc, care
în agenda lui, pentru că au avut două agende. Au avut o agendă oficială și o agendă ascunsă. Agenda ascunsă era de unitate pan-românească și ei spuneau că orice nu s-ar întâmpla, noi trebuie să ne unim cu românii. Și o agendă oficială în care erau chipurile loiale Imperiului Rus și ideilor de autonomie, dar promovau această idee de românism. Ca să înțelegeți spiritul Basarabiei la 1917, vă dau o scurtă relatare despre Congresul Învățătorilor Basarabeni, prima întâlnire a tuturor învățătorilor din 25 mai 1917. Deci la această întâlnire au venit vreo 350 de oameni, învățători din toată Basarabia, și Paul Gore, care era președintele Partidului Național Moldovenesc, intrând în sală, la începutul acestei manifestări, a spus: frați români luminători, viitor luminători ai neamului românesc. Și în sală a început o zarvă enormă, în care profesorii au spus: dar noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Și această panică era determinată, pe de o parte, de frica care o aveau de posibilele represiuni, pe de altă parte, iar pe de altă parte de o încredere sinceră a lor că ei sunt moldoveni altceva decât români. Și dacă acest lucru se întâmpla în mediul unor oameni elevați care predau în școli, atunci înțelegeți ce era la nivelul mentalului țăranului basarabean, care era departe de ideea la acel moment de a se uni cu România. Și unirea s-a întâmplat într-un an miraculos. Deci din martie 1917 până în martie 1918, în care clasa politică de la Chișinău, foarte lucid, a știut să ia decizii care au influențat această unire. În primul rând, Congresul Militarilor Moldoveni, din 20-27 octombrie 1917, au adoptat decizia de formare a Sfatului Țării, primul parlament deci al românilor în afara Parlamentului din Vechiul Regat. După care au instituit Sfatul Țării la 21 noiembrie 1917. După care au proclamat la 2 decembrie 1917 Republica Democrată Moldovenească. Și care, într-un mod foarte curios, deși era dominată de blocul moldovenesc al unioniștilor, a spus că această republică va fi parte a Imperiului Rus încă, care era deja dezbinată între puterea bolșevică și cea a lui Kerensky. Următorul pas foarte important, care trebuie să-l explic în legătură cu unirea, este intrarea armatelor români, în ianuarie 1918. Vreau să vă spun că în jurul intrării armatelor române în Basarabia în 1918 sunt foarte multe mituri formate de istoriografia sovietică. Primul mit este că intrarea armatelor române a condus la ocuparea Basarabiei. Iar al doilea mit este că armatele române au comis atrocități și represiuni împotriva basarabenilor. Și că chiar moldovenii, armatele moldovene, au luptat împotriva românilor. Spre norocul nostru, noi avem cronica timpului și presa timpului, care ne oferă o tot o altă imagine a intrării armatelor române în Basarabia, plus avem deja reconstituit acest traseu al intrării armatelor române. În primul rând, trebuie să știți că intrarea armatelor române în Basarabia s-a făcut la ordinul generalului Șerbaciov, care era comandantul suprem al armatelor Rusie de pe frontul românesc. Și aceasta s-a făcut din cauza că armata română era unica armată disciplinată și organizată pe frontul românesc. Armata rusă era demolată, cuprinsă de anarhie și bolșevizată, a încercat chiar să-l asasineze pe Șerbaciov și doar armata română l-a salvat. Doi, această întrare s-a făcut cu acceptul Franței, Marii Britanii și Americii, Statelor Unite, care a văzut în această intrare o securizare a frontului, linii frontului și o stopare a anarhizării Basarabiei. În al treilea rând, contrar celor afirmate, intrarea trupelor române nu a condus la anexarea Basarabiei, ci la faptul că
la 24 ianuarie, deloc întâmplător, 24 ianuarie 1908 și este o dată în care se proclamă independența Republicii Democratice Moldovenești. Adică dacă o armată ar fi intrat să ocupe un teritoriu, nu i-ar mai fi permis să-și proclame independența, inclusiv față de România. Și acest lucru s-a produs, această republică exista 62 de zile și în aceste 62 de zile s-a produs un lucru miraculos. Armata română a avut de două ori un rol important în românizarea Basarabiei. Primul impact al armatei române asupra schimbării profilului identitar al basarabenilor a fost legat de relațiile între basarabenii din armata rusă care luptau pe frontul românesc. Adică mii de țărani basarabeni înrolați în armata rusă, țaristi, au luptat pe frontul românesc împotriva germanilor și austro-ungarilor. Au intrat prima oară într-un contact cu românii, au văzut că vorbesc aceeași limbă, au aceleași zicale, aceleași proverbe, aceleași cântice și, de fapt, de pe frontul românesc a pornit crearea Comitetului Ostășesc Militar Moldovenesc. Cei care au fost la Iași, la Hotelul Continental, era cartierul general al armatei ruse, unde erau ofițerii moldoveni din cartier. Și acolo s-au adunat prima oară Scobioală, Țanțu și alții care au creat acest prim comitet ostășesc care a pus problema unirii. Iar al doilea impact al armatei asupra românizării Basarabiei este legat de intrarea trupelor române, pentru că armatele române, intrând în Basarabia, intrând în masa aceasta a țăranului basarabean, a văzut că românii vorbesc aceeași limbă, au aceleași tradiții, aceleași obiceiuri, și această înfrățire legată de relația între armata română, care a adus liniște și ordine în Basarabia, a convins basarabenii, inclusiv minoritari. Evreii aveau o panică teribilă față de antisemitismul românesc, datorat și propagandei ruse, care a inoculat această idee de antisemitism. Și această frică a fost dezavoată de contactul direct avut între populația evreiască și armată, pentru că armata a adus securitate și liniște. Deci există, vreau să vă spun, în arhivele noastre, documente, sute de documente de mulțumire aduse de minoritari, de majoritari, de toți, aduse Comandamentului Armatei Române pentru pacificarea Basarabiei. Existența sau prezența Armatei Române nu a constituit un moment de constrângere, ci un moment de convingere. Și tocmai acest comportament al armatei române a convins populația că românii nu sunt atât de îngrozitori cum păreau prezentați de propaganda rusă. Votul de unire din 27 martie 1918 a fost un vot discutat la Iași între câțiva oameni din Basarabia, în mod special este vorba de Ion Pelevan, de Pantelimon Halifa și Daniel Ciucureanu, și Constantin Stere, care era partea guvernului Marghiloman. Această negociere în 23 martie, după care toți au plecat la Chișinău, la 26 martie a venit și Marghiloman, și unirea s-a realizat în urma unui vot, în care din cei 150 de deputați din sfatul țării, 86 au votat pentru unire, 3 împotrivă, 13 s-au abținut și restul nu au fost prezenți. Acest vot a fost prezentat anterior ca un vot, mai ales de către istoriografia sovietică, un vot impus de prezența armatelor române, de presiunile exercitate de guvernul Marghiloman și așa mai departe. În realitate, acest vot a fost un vot dincolo de senzația schimbată deja a apartenenței la spațiul românesc, a fost un vot al realismului politic. Clasa politică de la Chișinău, înțelegând deci pericolul comunizării, a bolșevizării, înțelegând pericolul pe care Ucraina îl avea față de pretențiile care le avea față de Basarabia, au înțeles că din punct de vedere al supraviețuirii politice, pentru Basarabia este preferențial unirea cu România.
Și a treia întrebare la care vreau să răspund foarte scurt, ce a însemnat Unirea pentru Basarabia? Pentru că este iarăși o întrebare care generează la Chișinău o baricadare. În realitate, cel mai simplu răspuns la această întrebare sunt cele 6 alegeri parlamentare care au fost în Basarabia, primul deceniu românesc. 6 alegeri în care basarabenii și-au trimis reprezentanții lor în Parlamentul României, au avut membri ai Guvernului Român și Halipa și Pelivan și Ciugureanu au fost miniștri cu portofoliu în diferite guverne. Dar dincolo de asta, 300 și ceva de mii de familii de basarabeni au primit pământ, au avut prima oară certificat de proprietate, au fost încadrați într-un spațiu de securitate în comparație cu ce se întâmpla în stânga Nistrului, unde deci războiul civil, foamea, represiunile, deportările au lovit profund în românii care au mai rămas în partea cealaltă și politica românească de culturalizare, care fără îndoială este cel mai importantă performanță a guvernului român, a făcut ca acești 22 de ani să ferească Basarabia de o rusificare profundă și de o transnistrizare. Spunând sau parafrazând mulți dintre istoricii care scriu la Chișinău, aș încheia prin a spune că fără cei 22 de ani de administrație românească, Basarabia ar fi arătat exact așa cum arată acum Transnistria, vorbind o limbă foarte greu de înțeles și de sfârșit. Oricum, sunt probleme și la Chișinău legate de felul de exprimare. De multe ori Prutul s-a dovedit a fi mai adânc și mai lat decât Oceanul Atlantic între englezi și americani, la nivel de mentalitate, dar lucrurile se redresează și pentru a înțelege ce a urmat după anul 1940, vă propun să vedeți acest film, care o să vă arate o realitate absolut dureroasă și în același timp reflexivă pentru noi toți. Și propun așa ca, pentru eficiența acestei întâlniri, să vizionăm întâi filmul, după care să avem întrebări, discuții și alte lucruri care probabil aveți legate de acest eveniment. Vă mulțumesc! Если есть... Нет, вот сюда можно. Но она горела. Ну, что, это такое? Вот я смотрю, все больше, но она так показала. А, ярко, я удобно. Подними. Наталья. Наталья И. У меня в пути ставьте на. Am avut-o. Păi, tot sau cum creștin? Mă înșam dacă mă pun din nou și... Nu... M-am gândit că deportările vor fi ținta principală a acestui proiect, pentru că acest copil să crească altfel. Expediția Memoriei nu sunt doar despre deportări, așa cum ați văzut. Este o intrare a noastră în lumea românilor din spațiul post-sovietic, unde la sfârșitul perioadei sovietice erau în jur de 500.000 de români, împărțiți în toate aceste republici sovietice, din mai multe motive, procese, începând cu sfârșitul secolului XIX și terminând cu aceste
transformări după 1991, în care foarte mulți români moldoveni care nu s-au regăsit acasă, au plecat acolo. Am văzut o față diferită a românilor. Am încheiat într-un fel mai pozitiv și mai optimist, pentru că am dorit să ne scoatem din acest context permanent de victimizare și de tragedie, care oricum ne-a urmărit pe toată perioada țării noastre în Siberia. Dar vreau să vă spun că românii noștri în Siberia sunt foarte gospodari, foarte bogați, foarte prosperi și foarte solidari, spre deosebire de cei de acasă care sunt dezbinați, ei sunt foarte uniți. Datorită lor și ceea ce ați văzut aici, am putut să ajungem în locuri unde de 60 de ani n-am mai călcat om. Cimitirul la Moldovanca este primul filmat în general de televiziune, pentru că n-a mai fost nimeni. Dar oricum se vede un atașament a oamenilor, a vânătorilor, a tăitorilor de lemne, pentru că zona nu a fost atinsă, n-a fost afectată. Și ne gândim să revenim acolo pentru a îngrădi acest loc, pentru a-i da un loc, un simbolism în memoria noastră, pentru că Moldovanca este doar unul din multiplele sate construite de moldovenii români care au fost deportați în 49. Noi deja suntem la a patra expediție. În acest an mergem, anul trecut, de fapt, alături de Irkutsk, noi am fost în Krasnoiarsk și din moment ce am inițiat acest proiect cu dumneavoastră, ne gândim pentru anul viitor să vă aducem această perspectivă asupra Krasnoiarskului, care este diferită. În Krasnoiarsk sunt alți români diferiți și într-un mod foarte curios pentru noi și neașteptat. Noi am descins în orășelul Lesosibirsk, un orășel la vreo 300 km de Krasnoiarsk. Dar ca să înțelegeți spațiul, Krasnoiarsk are 3 milioane km pătrați. Și este, deci, ținutul Krasnoiarsk de la Polul Nord până la granița cu China. Deci dacă s-ar gândi cineva să rupă Rusia în două, deci ar crea o republică aici. Și în această imensitate teritorială sunt doar 3 milioane de locuitori, dintre care 1 milion locuiesc în Krasnoiarsk. Și ajungând în acest Lesosibirsk, ne-au întâlnit vreo 60 de români, vorbitori de o limbă română foarte curată. Cei din Irkutsk nu vorbesc română, dacă ați observat. Ei nu au cu cine să vorbească, stau la distanță foarte mare unul de altul. Iar cei din Krasnoiarsk stau o grămadă. Și am găsit români din Cernăuți, români din Reni, din Chilia, Izmail și din Basarabia. Adică ei chiar și acolo au această comunitate a limbii care o păstrează și care ne-a uimit pe noi toți. Vom încerca, pentru că acum finalizează Violeta filmul despre Krasnoiarsk și poate reușim în anul viitor. În acest an o să ajungem într-o altă destinație care se numește Tomsk, tot de portierul 49. Și proiectul nostru, așa cum am promis, îl vom aduce să-l cunoașteți și dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru această posibilitate de a fi alături de voi, de a cunoaște expediția memoriei, acești tineri minunați care, datorită tinereților și a nebunii, probabil, au acceptat și provocarea de a explora Siberia și a cunoaște românii de acolo. Și acum, dacă aveți întrebări sau vreți precizări legate și de expediții și de prezentarea camera am avut-o. Este prietenul nostru, este un român adevărat și în numele Colegiului Național Bota, dați-mi voie să-i puneți o diplomă de excelență domnului profesor și o plachetă care să comemoreze acest eveniment. Și vă așteptăm vorbind la orice activitate. Să nu uităm că următoarele evenimente, pe 27 martie, vom avea un alt eveniment care marchează, de fapt, începe evenimentul celor 100 de ani de la Înfăptuirea României Mari. Evenimentul va fi dedicat unirii Basarabiei cu România.
La sfârșitul lunii octombrie avem o acțiune Mit și adevăr în învățământul transnistrean, ediția a domnului profesor, a cincea, nu? A cincea. Iar la mijlocul lunii noiembrie vom avea cu siguranță și cazarea microhotelului de la colegiul nostru, care va conține, va avea 75 de locuri în final, la nivel de 3 și 4 stele, și atunci vom putea să organizăm un eveniment major în cinstea Marii Uniri. Vom avea evenimentul cu invitați din Ungaria, din Serbia, din Ucraina, din Transnistria, din Republica Moldova și, bineînțeles, pe dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați participat la acest eveniment și acum veți primi diplome de participare și îi invităm în scenă pe școli. Da. Școala Averescu, poftiți, vor primi diplomă numai cei care sunt prezenți. Pentru că trebuie să respectăm, trebuie să facem o dată o bătitură. Haideți!